Deci sunt clădirile astea în lume, în special în țările asiatice, unde a fost altă civilizație și eu nu înțeleg totuși de ce ființele umane actuale în prezent spun că aceste clădiri au fost create pentru a ne închina zeilor religios, din punct de vedere religios, ca și cum au cu creștinii cu bisericile și așa mai departe. Asta este. Informația îți stă în față și te șochează și oamenii nu vor să vadă energia liberă, electromagnetică, etc. Este plin în țările astea care au mai rămas, pentru că foarte multe au fost dărâmate și cine știe cât de multe sunt pe fundul oceanului. Și sunt clădiri în lumea asta, care au fost acoperite de mulți metri de pământ. Dacă cine poate să-mi explice de ce, în toate zonele din Europa, Rusia și America au fost clădirile pline de pământ. Ah, de unde vine pământul respectiv? Hm? chestia cu resetarea. Apoi avem trăsurile astea amărâte care înainte au trase de cai și noua rasă umană resetată a venit, a văzut motoarele electrice care au rămas dinainte și le-au pus așa pur și simplu peste căruțele astea, nici măcar roțile. Se vede clar că căruțele au fost trase de cai înainte și într-o dată au un motor electric. De ce? Pentru că motoarele electrice a fost deja acolo, nu a creat nimeni. Dar, no. Și ca să, când vezi aceste construcții și vezi amarâță de ăștia care trag căruța cu caluș, cu bou, din start te dai seama că este o nouă rasă umană și nu că clădirile care au fost acolo, care sunt clădiri făcute pentru folosirea energiei electromagnetice din eter, adică din atmosferă, adică din ceea ce am văzut până acum. În fine, și avem foarte multe clădiri care au încă mai supraviețuit sau imagini care au supraviețuit care arată că sunt acoperite de mulți metri de pământ și mai mult decât atât a crescut iarba și buruienile. Deci asta înseamnă că a fost foarte mult timp chestia asta cu clădirile acoperite sau înconjurate de pământ și ăștia au venit și au dezgropat tot și au creat noi clădiri pentru noi sclavi, pardon, noua rasă umană și chestia asta în Rusia care se vorbește clar despre un, o bătălie între sfințele umane care erau foarte avansate, aceștia sunt în stil greco-roman, cum spunem noi, dacă să înțelegem, dar de fapt nu sunt nici greci, nici romani, pentru că este o minciună tot. Și cine, din ce cauză, se dă glorie la aceste uh, hainie metalice, cum vrei să le spui, uh, care, cei care presupun, se zice că erau folosite de alte ființe care n-aveau schelet. Am mai, făcut, am mai vorbit despre chestia asta, este prea multă informație pentru pentru mințile mai limitate și din nou sunt foarte multe orașe care dintr-o dată vezi între clădiri mult mult rahat, adică mult pământ, mult aiurea. Din ce cauză, de unde a venit chestia asta, din ce în care motiv au fost acoperite clădirile uriașe și mari de pământ mult și cum astea au curățat tot și au, au dezgropat pentru noi resetați, etc. Și energia liberă, energia infinită. Cine a construit chestiile astea? Cine le-a construit? Nimeni vrea să vorbească pentru că este prea mult, prea mult și când este prea mult și prea șocant, tot lumea tace și tu ești nebunul, adică eu, nu tu, că eu vorbesc. Și cam atât, ne vedem în următorul video, mai multe chestii interesante. Hm.